Dar de aceea am și spus. Și Marius ne mulțumim de suma pe care a primit-o, pentru că numai în asocierea cu Consiliul Județean discutăm de faleză. Continuarea falezei, promenada, cum o numim noi, acolo cred că sunt 5 milioane de euro neeligibili. Și unde Consiliul Județean trebuie să intervină, să găsească formule sau soluții, să cofinanțeze faleza, să finalizăm acel proiect. E un proiect de 6 milioane de euro și nu vrem să-i pierdem. Cu toate majorările, toate actualizările, situația e destul de grea. Din punct de vedere financiar, Primăria Municipiului Călăraș trebuie să fie sprijinită. Să vedem dacă le mai permite împrumuturi și n-a ajuns la cota de 30%, dacă nu, vom face parteneriat cu Consiliul Județean și vom găsi niște soluții. Și vreau să mai adaug în această conferință de presă, în urma analizării și așezării bugetului județului Călăraș, avem la nivelul județului Călăraș un buget mai mic cu 10 milioane, 10 milioane de lei la funcționare și în totalitatea proiectului să le cofinanțăm pe fonduri europene sau pe programul de reziliență plus programul național de investiții PNI-ul Angel Salini, ne mai trebuie încă 23 de milioane de lei.